m-au maltratat. Au vrut să-mi jupe pielea de pe față. O seară ca toate celelalte s-a transformat într-un coșmar, într-o fracțiune de secundă pentru Gabriela. Au început să mă înjure și să tăbare cu picioarele și cu pumnii pe mine. Ea mi-a dat o palmă, mi-a băgat mâna în ochi, mi-a zis că îmi jupaie pielea de pe față, că mă omoară, mi-au smuls genele și tot dădeau. Nu pot să descriu în cuvinte ceea ce am simțit atunci, pentru că e ireal. Am zis, sunați la poliție, dar nu n-a sunat nimeni. Sunt cuvintele pline de spaimă ale tinerei de 21 de ani, care susține că a fost lovită cu brutalitate de un bărbat și de o femeie la ora 10 noaptea. Scandalul ar fi început în trafic, apoi totul ar fi continuat în fața unui magazin alimentar, unde Gabriela Bălașa și-a parcat mașina pentru a face câteva cumpărături. Tânăra își amintește cu groază scenele desprinse parcă din filmele cu bătăi, scene traumatizante pe care nu le va uita niciodată. M-a înjurat, m-a luat la scuipat, iar ea a început să mă lovească, după aceea a intervenit și el, mi-a dat cu piciorul în ochi, cu piciorul în piept. Adică nu cred că mi-a scăpat nicio parte din corp să nu fie atinsă. Grav e însă că întregul scandal a avut și spectatori. Erau trei bărbați care se uitau la noi, nimeni nu s-a băgat. Am auzit de la unul dintre ei, lasă fata în pace, ce te-a apucat iar. Deci cred că domnul care a spus asta îl cunoștea. Cât timp a durat agresiunea ta? Vreo 2 minute. 2 minute, dar 2 minute în care am crezut că o să mi se scoată ochii și o să mi se jupaie pielea de pe față, așa cum mi s-a zis. Dar tu îi cunoșteai pe acești indivizi? Nu i-am văzut niciodată. Pur și simplu, s-a întâmplat doar de la o mică șicană în trafic, să o numesc. Bine, șicană din partea lor, pentru că eu nu le-am dat nimic de înțeles, că aș vrea să mă iau la ceartă cu ei. Ai mai fost în stare să sun chiar tu la poliție? Da. Am fost în stare să sun la poliție, mi-am luat telefonul de pe jos, îmi căzuseră banii, lănțișorul de la gât mi l-au smuls. Mi-am luat telefonul de pe jos, am sunat repede pentru că nimeni nu voia să sune. A venit salvarea, m-am luat acolo, a venit și poliția, iar a doua zi de dimineață, pentru că am plecat foarte de târziu de la spital, m-am dus la poliție să dau declarație. Mi-este frică să mai cobor din mașină. Poate se întâmpla să nu am mașină, să n-am posibilitatea asta. Ce se întâmpla? Până nu mai ajungeam acasă în seara aia? Părinții Gabrielei sunt și ei traumatizați după ce fiica lor a fost bătută în plină stradă. Mama este în stare de șoc încă, a fost cu mine la doctor, dar nu își mai poate veni. Plânge, tata la fel. Sperăm să fie prinși acești atacatori, care nu cred că sunt la prima abatere, la cum au dat în mine ca niște animale. Însă rănile cele mai mari le are Gabriela, nu doar pe trupul său firav, ci și în inima. Ai lacrimi în ochi. Da, pentru că este cumplice. Mi s-a întâmplat la 21 de ani în țara mea. Aș vrea să nu se mai repete asta. Trag un semnal de alarmă pentru toate fetele care umblă singure noaptea pe stradă, să aibă grijă de ele și să nu se mai repete asta.